Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru joi 21 ianuarie. Hai să vedem pentru această zi care sunt energiile care o să iasă pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok. Hai să vedem. Pe partea de dragoste avem aici Regina de Monede, care vine cu un mesaj de creștere. Pentru aceia dintre voi care ieri cu Cavalerul de Cupe ați întâlnit o persoană nouă, o persoană cu care vă doriți să formați o relație, să formați un cuplu, energia de astăzi este foarte pozitivă, vă susține în această direcție. Regina de Monede ne arată o creștere treptată, dar foarte sigură. Pentru cei singuri, Regina de Monede poate fi o persoană de la lucru, da? Un coleg sau o colegă de la locul de muncă, sau cineva din cercul vostru de prieteni, cineva alături de care vă simțiți foarte comod, foarte confortabil. Va fi o persoană foarte drăgăstoasă, care vă susține foarte mult, care vă înțelege țelurile, dorințele și scopul vostru în viață și vă susține în atingerea acestor țeluri. Această carte conține în ea și simbolismul unui cămin foarte stabil, a unei familii foarte stabile, foarte iubitoare și protectoare. Prin urmare, cei care încă nu ați făcut acest pas, această carte vă susține foarte mult în această direcție, în întemeierea unei familii, în crearea unei logodne, în căsătorie sau chiar pentru o viitoare sarcină, da? Pentru un viitor copil în viața voastră. Toate energiile sunt foarte pozitive în această direcție. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, Regina de Monede poate să semnifice și un cadou financiar sau o creștere financiară în cuplu, în finanțele voastre de cuplu. Parte dintre voi s-ar putea să vă luați un credit, să vă luați o casă, să vă cumpărați o mașină, să faceți o investiție împreună, o investiție ca și cuplu pentru viitorul vostru. Pentru toți cei care își fac probleme că relația evoluează puțin cam încet, nu vă faceți griji, pentru că această Regină de Monede caută stabilitate, nu rapiditate. Încet, dar sigur, lucrează în fiecare zi pentru a-și atinge țelul, pentru a ajunge la scopul final. Și scopul final este să aibă o familie împreună cu voi, să întemeze un cămin împreună cu voi, o relație de lungă durată. O energie foarte frumoasă pe partea de dragoste, atât pentru cei singuri, cât și pentru cei care sunt deja în relații stabile. Pentru cei singuri, mai vreau doar să adaug o singură observație. Regina de Monede poate să reprezinte și o persoană feminină, fie rudă cu voi, fie o prietenă foarte apropiată, care vă prezintă viitorul partener sau viitoarea parteneră, da? Acest parteneriat foarte stabil poate să vină prin intermediul prietenilor sau a familiei. Bun, hai să mergem mai departe. Pe partea de sănătate avem aici o altă carte foarte, foarte frumoasă, Arcana Majoră, Magicianul, care ne arată că puteți să învingeți orice boală, puteți să găsiți soluția pentru orice problemă de sănătate aveți. Aveți aici această busolă nordică cu aceste simboluri de rune care ne indică că aveți mai multe opțiuni în fața voastră, mai multe drumuri se deschid în fața voastră în această zi și va trebui să vă folosiți de aceste bâte, monede, cupe și săbii ca să luați decizia corectă, să alegeți drumul corect pentru voi, astfel încât să ajungeți la starea optimă de sănătate pentru organismul vostru. E foarte important aici cu acest magician să nu vă comparați cu alții. Fiecare organism este unic, ce înseamnă o stare de sănătate pentru o persoană poate să însemne un mare dezechilibru pentru altă persoană.
Prin urmare, în această zi este foarte important să conștientizați acest lucru, că sunteți unici, sunteți irepetabili și starea voastră optimă de sănătate s-ar putea să nu fie starea optimă de sănătate a altei persoane. Riscul din spatele acestei cărți, din spatele acestui magician, este să vă lăsați păcăliți de anumite persoane care sunt foarte carismatice și care vor să vă vândă pe tavă o rețetă ideală, o dietă ideală, un model al organismului ideal. Nu țineți cont de aceste lucruri. Voi trebuie aici să vă ascultați vocea voastră interioară, să vă cunoașteți nevoile propriului organism. Un supliment alimentar care funcționează la o persoană s-ar putea pentru altul să-i facă mai mult rău. O dietă care a ajutat pe o persoană să slăbească 10 kg s-ar putea vouă să vă facă mai rău. Prin urmare, e foarte important aici să vă ascultați organismul. Folosiți-vă de aceste bâte. Ce sunt bâtele? Entuziasm. De monede. Ce sunt monedele? Toate resursele materiale care le aveți la dispoziția voastră. De cupe. De sentimentele voastre, de emoțiile voastre, de vocea interioară care vă ghidează, de săbii, de intelectul vostru, de capacitatea voastră intelectuală pentru a lua decizia corectă pentru organismul vostru. Aveți ocazia să o luați pe alt drum, să ajungeți la starea optimă de sănătate pentru organismul vostru. Nu o să fie un drum foarte scurt. Nu există scurtături în acest drum către sănătatea optimă, către longevitate și dacă sunteți conștienți de acest lucru și sunteți dispuși să o porniți la drum, o să ajungeți exact acolo unde vă doriți. O zi foarte frumoasă pe partea de sănătate. În bani, carieră, situație financiară avem aici Marea Preoteasă, o carte care va aduce foarte multă putere. Și de unde vine puterea asta? Din interiorul vostru. Aceasta este o carte care cumva continuă mesajul care a ieșit și ieri pe partea de bani, carieră, situație financiară. Continuă mesajul din spatele Arcanei Majore Luna, pentru că și această carte are aici o lună plină. Și tind să zic că, iarăși, este subliniată această zi de 28 ianuarie, când o să avem luna plină în leu. Lucrurile încă vă sunt ascunse, încă nu sunt clare. Oricât vă uitați voi în acest glob de cristal, încă n-aveți suficientă lumină ca să percepeți toate detaliile, să vă dați seama exact ce e acolo în interior. Stați puțin mai bine decât ieri, pentru că, uite, aici pe umărul vostru este acest corb care reprezintă intuiția voastră. Cumva v-ați conectat cu partea voastră intuitivă, dar încă parcă lipsesc anumite piese din puzzle și va trebui să mai aveți puțină răbdare, pentru că peste o săptămână, fix peste o săptămână, toate piesele din puzzle-ul ăsta o să se alinieze, o să se aranjeze și abia atunci o să puteți să înțelegeți pe deplin situația, problema cu care vă confruntați acum. Mesajul este să vă lăsați ghidați de intuiție, clar, pentru că acest lucru o să vă dea putere și o să vă ghideze pe direcția corectă. Aici sunt anumite elemente care sunt ținute încă secret. Secretele sunt foarte puternic subliniate, atât prin cartea care a ieșit ieri, cât și prin cartea care a ieșit astăzi. Nu cred că sunt niște secrete care sunt ținute de voi cu rea voință. E posibil să fie pur și simplu conjunctura, e posibil să fie niște cerințe legale aici pentru a menține anumite informații confidențiale. Așa că mai așteptați, aveți răbdare și foarte, foarte important, conectați-vă cu intuiția voastră. Fiți atenți la toate semnele, fiți atenți nu doar la cuvintele pe care le spun cei din jurul vostru, dar și la intonația acestora, la mimica, la gesturile, la subînțelesul din spatele cuvintelor, din spatele mesajelor care ajung la voi. Pentru că din aceste subînțelesuri o să aflați mai multe lucruri decât din propozițiile efective pe care ei vi le spună în această perioadă. Nu vă panicați, nu vă speriați, pur și simplu e un moment în care nu prea puteți să acționați, dar o parte dintre voi s-ar putea să fie aici frustrați pentru că vă doriți să acționați, vă doriți să faceți anumite lucruri, să iasă totul
așa cum vă doriți, dar nu e încă momentul. Mai aveți puțin tică răbdare. Bun, și înainte să finalizăm etalarea, o să vă scot și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, vreau să vă readuc aminte că mai aveți 10 zile, mai puțin de 10 zile de fapt, până când Mercur intră în etapa de retrogradare, încă puteți să vă planificați ce doriți să obțineți de la acest Mercur retrograd. Mercur retrograd nu trebuie să vină neapărat cu lucruri negative. Dacă știți cum să vă pregătiți pentru această fază a lui Mercur, puteți să obțineți niște avantaje din spatele acestui tranzit. Pentru a afla exact cum vă poate ajuta acest tranzit pentru zodia voastră, puteți să vedeți videourile care sunt aici în colțul din dreapta sus acum. Vă recomand să urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendent și pentru semnul zodiacal în care aveți luna, ca să vă faceți o imagine mai completă asupra felului în care vă puteți pregăti pentru Mercur retrograd. În etalările pentru luna februarie o să vă zic exact care sunt riscurile lui Mercur retrograd. În etalările pentru ianuarie v-am spus cum vă puteți pregăti. Mai aveți mai puțin de 10 zile să vă pregătiți pentru această etapă. E hotărârea voastră dacă vreți sau nu vreți să faceți ceva în această direcție. Bun, și avem o carte care a vrut să sară pentru mesajul de azi. Am un potențial nelimitat, da? Mesaj foarte frumos. Să mă iubesc pe mine și să am gânduri vesele și bine alese reprezintă cea mai rapidă cale de a-mi crea o viață minunată. Un mesaj foarte, foarte frumos pe care vă îndemn să îl interiorizați și să îl aplicați în viața voastră, pentru că, într-adevăr, iubirea de sine și gândurile pozitive sunt cea mai ușoară cale de a manifesta exact viața pe care vă doriți, pe care o visați. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!